Modificarea planului urbanistic zonal solicitată de un investitor pentru construirea a 6 blocuri între casele de pe strada Horea din cartierul Viile Noi a fost respinsă în ședința de ieri a Consiliului Local Deva. În urmă cu mai bine de o lună, Hunedoara 1 TV vă prezenta revolta celor peste 60 de proprietari de case și terenuri din zona respectivă, care nu erau de acord cu construirea celor 6 blocuri printre casele lor. Dezbaterea publică de la acea vreme nu s-a soldat cu niciun rezultat, însă la ședința de ieri se pare că aleșii locali pe ultima sută de metri din mandat au ținut cont de doleanțele locuitorilor, iar aceștia prezenți la ședință au reportat un prim succes oficial în fața investitorului. Vreau să vă spun că suntem aici vecinii sau locuitorii zonei prin care ne exprimăm dezacordul pentru modificarea puzului, că de fapt asta se dorește. Modificarea puzului și dat-o drumul la construirea de blocuri în zonă. Suntem aici pentru că în acest număr, zic eu, destul de mare, mai sunt și alții care n-au putut veni. Fac o paranteză, care și-au exprimat în nenumărate rânduri dezacordul și opinia locuitorilor zonei prin nenumăratele adrese care sunt s-au depus la primărie. Și prin care, încă o dată, vă spunem, noi, într-adevăr, nu suntem împotriva acestor investiții, dar suntem împotriva modificării puzului și construirea de blocuri între casă. Pentru că acest precedent creat odată se va derula mai departe. Deci în această zonă, care este o zonă istorică, o zonă cu tradiție în acest sens, vis-a-vis de construcțiile de locuințe, se va ajunge la case blocuri. Vă dați seama ce înseamnă acest lucru. Facem din zona aceasta, cartierul, o struță, o cămila de toată frumusețea. Cu atât mai mult cu cât am înțeles că există zone în Deva, această Deva nouă, care s-a făcut atâta tam-tam și atâta propagandă în oraș, unde se pot construi tot felul de sau antreprenorii sau investitorii strategici pot să-și depună acolo toate proiectele de care au nevoie și, mă rog, ce doresc să facă. Îngrijorarea lor este de apreciat, dar a realiza aceste 6 unități care însumează un număr de 64 de apartamente, având un procent de ocupare al terenului de 26% din totalul de 10.500 de metri pătrați, având căile de acces dimensionate corect, având un studiu de... Aceasta este opinia dumneavoastră. Vă rog să lăsați pe domnul să vorbească, vă rog. V-am dat cuvântul. Vă rog frumos, vă rog. Lăsați să termin de prezentat proiectul, după care puteți interveni. Avem toate avizele, acordurile și studiile elaborate, obținute, favorabil. Noi suntem într-un proces cu mediu, acum nu știu cât influențează sau nu influențează, dar vreau să vă aduc la cunoștință, prin care, în prima fază, s-a considerat că nu este nevoie de aviz de mediu. Adică eu dacă îmi construiesc o casă, cât de mare, cât de mic, am nevoie de aviz de mediu. Pentru aceste 6 blocuri am înțeles că nu este nevoie de aviz de mediu. Pronunțarea acestei sentințe se va face mâine. S-a tot amânat din luna februarie până în acest moment, nu știu care este motivul, s-a tot amânat și decizia tribunalului este mâine. Cred că s-a discutat suficient, vă rog să trecem la vot. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 voturi pentru, abțineri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, abțineri, 9 abțineri. Deci cu acestea fiind spuse, împotrivă 1, super, 1. Bun, deci avem 16 voturi, 6 pentru, 9 abțineri și 1 împotrivă, înseamnă că acest proiect a căzut.